Salut! În lecția următoare vom vorbi despre cum să navighezi într-o hartă. În primul și în primul rând, haideți să deschidem o hartă. Drept urmare, vă rog să navigați din Project Open, să navigați unde anume aveți salvată din materialul nostru harta silvică, care trebuie să fie conținută în folderul Amenajament GIS, salvări, hartă silvică. Vom deschide hartasilvica.qgis. În Open așteptăm să se încarce toate straturile. QGIS oferă instrumente de navigare și majoritatea acțiunilor realizându-se fie prin zoom, acțiune de mărire sau micșorare digitală a hărții, fie prin panoramare, adică activitatea de translatare a conținutului hărții în cadrul ecranului în zona dumneavoastră de interes. Instrumentele de navigare se regăsesc în partea de meniu, ușor de reperat, mai ales după instrumentul Pan, această mânuță care mă ajută să panoramez, să translatez conținutul hărții, care se activează în mod automat când deschid un proiect. Da? În afară, totuși, de utilizarea lui Pan și Zoom In, Zoom Out, da? Care cu siguranță intuim ce fac fiecare, există și alte modalități de a folosi aceste unelte de navigare, de exemplu, din mouse. Dacă apăsați pe rotița din mijloc, aceasta se transformă în Pan Map, indiferent dacă am mânuța sau dacă sunt pe altă unealtă de navigare și nu numai. Da? Roata mouse-ului o să mă ajute să dau zoom in, zoom out, în funcție de cum anume deplasez rotița. Pentru zoom, așezați cursorul mouse în zona hărții și rotiți-l înainte pentru a apropia și înapoi pentru a micșora. Poziția cursorului mouse va fi centrul zonei de interes mărite. Da? De exemplu, dacă vreau să măresc în 71B, mă duc cu mouse-ul și zoom-ul se va duce în zona unde am avut mouse. Mă duc în D, zoom-ul se va duce către zona dorită. Da? Deci nu trebuie să mai și panaramez. Pot realiza acest lucru direct din rotiță. O altă metodă de a panorama harta este reprezentată de săgețile de la tastatură, da? Pot să ajung la un anumit nivel de zoom și cu săgețile pot panorama harta în orice direcție. Da? Bineînțeles că mai sunt și alte butoane. Zoom full o să-mi afișeze toată harta sau zoom last o să ducă la ultima sau next la anterioara locație a hărții. Bineînțeles, dacă deschid tabela de atribute, da, să zicem că deschid harta lucrărilor propuse, Open Attribute Table și vreau să-mi afișeze acest element, dau click pe el și am butonul Zoom to Selection, o să-mi centreze harta fix pe poligonul pe care eu l-am selectat. Dacă tot am deschis tabela de atribute, pot observa că același buton de Zoom Map to the Selected Rows se regăsește direct aici, face același lucru. Vom vedea că poligonul selectat este galben.